Vă salut cu pacea Domnului din toată inima și cu bucurie pe fiecare dintre dumneavoastră care urmăriți programul acesta, fie că sunteți copii, tineri, adulți sau seniori. Doresc ca Dumnezeu, care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine, să ofere ceea ce trebuie minții și sufletului nostru. Știați că Dumnezeu oferă cadouri personalizate fiecăruia dintre noi, indiferent de cine este poștașul? Așadar, să fim destinatarii mesajului lui Dumnezeu în după-amiaza aceasta. Vă invit să ne rugăm și să-L invităm pe Dumnezeu ca să ne poată da Duhul Său cel Sfânt să înțelegem ce are să ne spună fiecăruia. Tatăl nostru din cer, Tu ne cunoști așa de bine pe fiecare. Știi ce ne trebuie, știi ce ne lipsește. Și te rugăm foarte mult ca să împlinești în noi tot ceea ce crezi Tu că este bun. Fii cu fiecare persoană, fii cu fiecare familie. Și ajută-ne ca mai presus de toate să fim copiii Tăi ascultători. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Se cade să mulțumim copiilor care săptămână de săptămână, sabat de sabat, ne-au adus bucăți din Cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul psalmilor. În după-amiaza aceasta, Amaria ne va recita psalmul 123. Așadar, Dumnezeu să te binecuvinteze, Amaria, pe tine și familia ta. Să ascultăm psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânii lor și ochii roabei la mâna stăpânii ei. Așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeu nostru până vei avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Este sătul sufletul de bagjocura ce-i îngânfat, de disprețul ce-i trufaș.
Momentul care urmează este mult special pentru copii. Așadar, dacă nu sunt pe lângă dumneavoastră, este timpul să-i strigați. Pentru că am o povestire pentru toată lumea, dar în mod special pentru copii. Aceasta este o întâmplare adevărată. Nu-i așa că vă plac supereroii? Știu că de multe ori urmăriți desene animate sau filme sau jucați anumite jocuri de dragul acelor eroi. Am să vă spun cum puteți și voi să fiți un erou adevărat, nu unul imaginar așa cum îl prezintă desenele animate sau jocurile. Întâmplarea aceasta a avut loc în Africa. În Africa este mai cald decât pe continentul nostru în Europa, însă nopțile sunt reci, sunt răcoroase. V-am spus lucrul acesta pentru că are legătură cu povestirea noastră. Povestirea este scrisă în jurnalul unei doctorițe pe care o chema Helen și care era un medic creștin. A plecat în Africa, din America, pentru a ajuta copiii orfani, pentru a-i sprijini și pentru a-i învăța, dar și pentru a-i ajuta pe cei bolnavi. Într-o noapte, când doctorița făcea de gardă, a venit o mămică însărcinată, căreia nu-i venise timpul să nască, nu împlinise cele 9 luni, avea doar 7 luni de sarcină. Și a născut un copilaș de 7 luni, însă mama nu a putut fi salvată. Copilașul, da. Marea problemă a lui Helen, doctorița, era cum să țină copilul cald. Copiii aceștia se numesc prematuri, care sunt născuți mai devreme. Și ei, în primele luni, se îmbolnăvesc mai repede decât alți copii, iar temperatura corpului lor scade mai repede. Marea problemă a doctoriței, așa cum vă spuneam, era cum să țină copilul cald, corpului să nu se răcească noaptea și să nu se îmbolnăvească. Cabinetul sau spitalul de acolo nu era unul așa cum îl cunoașteți voi, dotat cu aparatură medicală. Cer scuze. Ci era o simplă cameră cu câteva ustensile medicale simple. Ideea care i-a venit lui Helen pentru a face ca acel copilaș, acel bebeluș să supraviețuiască a fost că să-l pună lângă o persoană care este caldă, lângă o asistentă. Asistenta a ținut copilul în brațe toată noaptea, lipit de corpul ei, ca să-i fie cald. A doua zi dimineața, Helen a mers la cei 20 de copii de care avea grijă, ca să se roage cu ei și pentru ei. Și ca subiect de rugăciune a propus și cazul acestui copil, acestui bebeluș născut de 7 luni, a cărui mămică nu mai era. Copilul mai avea o soră de 2 ani, rămasă și ea fără mamă. Una dintre fetițe, când a auzit despre băiețel, despre băiatul care s-a născut, despre copilul prematur, a vrut să se roage ea pentru el. O chema Ruth și avea 10 ani. A întrebat-o pe Helen, spune-ne, ce anume trebuie ca acest copil să fie sănătos, ca să știm să ne rugăm Domnului să ne ofere acest lucru? Și Helen a spus, pentru ca să putem ține copilul cald pe timpul nopții, este nevoie de o sticlă specială, o sticlă care este făcută din cauciuc, în care noi să punem apă caldă sau fierbinte și să o așezăm lângă bebeluș. Este o sticlă specială care ține copiii calzi. Ruth, care avea 10 ani, a închis ochișorii și împreună cu ceilalți copii s-au rugat și a spus așa, Doamne, te rugăm foarte mult ca să ne dai o sticlă pentru copilul acesta și o sticlă din aceea specială și de asemenea, dacă tu tot o să trimiți cadoul acesta, vrem și te rugăm să pui lângă acea sticlă și o păpușă pentru surioara lui de 2 ani. Amin. Acum Helen
nu știa cum să... A, și iertați-mă, am uitat un amănunt și a mai spus așa. Și vrem să-l trimiți în această după-amiază, pentru că avem mare nevoie de sticlă. Helen, când a deschis ochii, nu știa ce să spună. Nu știa cum să-i spună fetiței că uneori Dumnezeu nu trebuie condiționat. Și pentru că nu și-a găsit cuvintele, nu i-a spus nimic. În aceea zi, atunci când avea un curs cu asistentele medicale din localitatea aceea, cineva a chemat-o, spunându-i că la ea, în fața casei ei, așteaptă o mașină ca să-i ofere un colet, o cutie. După ce a terminat, Helen a mers acolo, însă cel care aștepta cu mașina nu mai era. Lăsase cadoul, lăsase cutia jos și își văzuse de drum. Helen i-a chemat pe copii ca să se bucure împreună cu ea de deschiderea cadoului și au găsit multe lucruri interesante pentru copii. Dar ce credeți că aștepta Ruth? Ruth aștepta sticla de cauciuc pentru bebelușul rămas orfan. Și ochișorii ei au trecut cu repeziciune peste fiecare dar scos din acea cutie. La un moment dat, mâna lui Helen a scos din cutie mult dorita și mult ceruta sticlă. Printre toate acele cadouri se găsea o sticlă de cauciuc, în care se punea apă caldă sau fierbinte pentru a ține cald un copil. Au început să-i curgă lacrimi din ochi, dar privirea lui Helen a întâlnit privirea lui Ruth și Ruth i-a spus așa, mai caută, pentru că trebuie să fie și păpușa. Dacă Dumnezeu ne-a dat sticla, ne va da și, sigur ne-a dat și păpușa. Și într-adevăr, Helen a găsit o păpușică mică pusă acolo de un copil din America. Un instructor de la școala de sabat, în urmă cu 5 luni, un prieten de-a lui Helen, instructor la școala de sabat, s-a gândit să-i facă un cadou și a trimis pachetul în urmă cu 5 luni, pe vapor. Iar în pachet, Dumnezeu i-a călăuzit mintea să pună o sticlă de cauciuc. Și un copil din America, copilul acelui instructor, tot călăuzit de Dumnezeu, a pus o păpușică pentru un copil din Africa. Dragilor, aceștia sunt supereroii adevărați. Cei care cred din tot sufletul și îl roagă pe Dumnezeu să împlinească rugăciunile lor pentru alții. Vestea bună este că voi puteți să fiți supereroi. Voi puteți să fiți prietenii lui Dumnezeu. Și atunci când cereți ceva, puteți să fiți siguri că Dumnezeu vă ascultă. Asta îmi doresc pentru voi și asta îmi doresc și pentru mine. Prietenie cu Dumnezeu. Deci, haide să fim supereroi ai rugăciunii.
Pentru noi, credincioșii, speranța este reprezentată de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Revenirea sa va fi atunci când, frumos în negru nopții, pe cer vor răsări fiii și fiicele luminii, îmbrăcați în nemurire, cu haina de mântuire, oferită în dar de El, Prințul Veșnic, Emanuel. El le-a dat a sa neprihănire, El le-a oferit mare izbăvire, pentru că, pe cruce s-a jertfit, viața dăruit. Prin moartea sa, El a zdrobit capul răului, cum a promis, în acel rai de necuprins. În ochii lor, lacrimi nu vor mai fi. Durerea și plânsul, El le va risipi, ca și păcatul în marea uițării. Răsplata lor o vor vedea, cu un unghi de slavă vor purta și în cor osana le vor cânta celui ce a zidit zarea. Începina vă spune pace Domnului. În următoarele minute vreau să vă împărtășesc o experiență avută recent. Într-o zi de marți am fost chemat la locul de muncă pentru a realiza materiale pentru cei mici. Nu știam exact cu ce să mă îmbrac și am uitat de fereastră. Am văzut că este o zi frumoasă, tocmai bună pentru a mă îmbrăca în sfârșit cu haine mai subțiri. M-am gândit la un tricou exact în momentul când s-a îmbrat cu el, vine soțul și îmi spune: nu te lăsa păcălită de vreme, știi foarte bine că o să ajungi târziu, eu sunt fost îmbraj mai gros. M-am ascultat și mi-am luat o bluză cu mânecă lungă. Am plecat, ajuns acolo, s-a nimerit să lucrez în același birou cu o colegă, cu care nu aveam multe lucruri în comun și nu ne înțelegeam tocmai bine. Ne-am dat din vorbă în vorbă și la un moment dat îmi spune: vreau să spun ceva. De câteva zile simt nevoia puternică să mă îmbrac altfel, să fiu un om mai bun, să vorbesc altfel și simt nevoia să mă rog cuiva, cui, nu știa exact. Ea, nefiind o persoană foarte religioasă, nu știa ce se întâmplă. În timpul discuției și-a aruncat privirea pe bluza mea, a citit mesajul și a izbucnit în plâns. Nu știu exact ce se întâmplă, am crezut că și-a adus aminte de cineva sau de ceva. A plecat afară să cheme o altă colegă, i-am ieșit după ea, a dat într-un hol, acel hol era alcătuit în oglinzi. M-am uitat într-una dintre ele, am citit mesajul, nu mi s-a părut nimic din alocul lui. S-au întors amândouă, am intrat înapoi în birou. Și a început și cea a doua colegă să plângă în urma mesajului. Atunci chiar că nu mai înțelegeam nimic, le-am întrebat: mesajul acesta înseamnă altceva față de ceea ce știu eu că înseamnă? Și una dintre ele mi-a spus: hai să spunem de ce plângem. Cu două seri în urmă, amândouă am avut un vis foarte ciudat. Ne-a apărut o persoană care mi-a spus astfel: să vorbiți cu persoana care va purta mesajul like
for like, căci ea vă va vorbi despre mine. Pe bluza mea scria like for like. Am rămas puțin șocată, pentru câteva secunde n-am scos nici măcar un cuvânt și m-am rugat în minte astfel. Doamne Tată, știu că acesta este planul Tău. Te rog să mă ajuți să le vorbesc fetelor ca de la Tine. Le-am explicat că Domnul Iisus a fost cel care a făcut să ne întâlnim în asemenea circunstanțe. Le-am explicat despre iubirea nemăsurată a Lui și despre faptul că le iubește foarte mult. Totul s-a încheiat cu o rugăciune și o îmbrățișare. Am plecat zâmbind acasă pentru că știam că în acea zi fetele respective în sfârșit l-au cunoscut pe Dumnezeul cel viu. M-am simțit onorată să-L reprezint pe Domnul Iisus, eu gândindu-mă că nu merit un asemenea privilegiu. În acel moment pot spune că mi-a schimbat percepția asupra vieții. Minunile există și aceste minuni dau speranță oamenilor că Domnul Iisus este viu și vrea să vină. Mă încred în Hristos.
Fericit acela care a crezut că în întuneric a dorit să se coboare sfânt Hristosul mesianic. Fericit acela care a crezut că umbra morții dispersată a fost pe cruce de Iisus, lumina lumii. Privind natura și coloritul ei maestuos, ascultând păsările și cântecul lor duios, mă întreb, ce explozie a decurs așa miraculos? E clar că Dumnezeu a creat totul, e grandios! Dar nu așa e și vechiul meu veșmânt și foamea în care am umblat constant. Să-mi fie grijă de hrană și acoperământ? Nu am eu preț în ochii tarza lui, așa cum sunt? Nu Dumnezeu mi-a dat să gust din pâinea vieții și din must? Ajută, Doamne, slăbiciunii mele, să vadă harul și puterea milei tale, să te înalțe chiar și în încercările mai grele, să fiu slab, dar tare în Hristos în toate lucrările. Cum de nu am sesizat încă de la început că în valea în care am umblat am fost fărăscut? Îți mulțumesc, Părinte, pentru timpul avut să cercetez armura credinței și să mă mut cu tot ce am în cer, locaș dorit, nemai văzut. Acum știu că pe acest pământ am fost teluric, am vrut să construiesc o casă în mod excentric, dar sunt un călător și locuința mea aici e nimic. Dumnezeu mi-e umbră ziua și lumină în întuneric. Amin. Un băiețel a găsit coconul unui fluture. Era atât de încântat încât l-a luat cu el, l-a dus acasă și zilnic privea, poate va surprinde momentul în care fluturele va ieși la lumina zilei. Au trecut zilele și în sfârșit ziua mult așteptată și-a făcut apariția.
A stat ore în șir să observe acea mică mogâldeață, să observe cum fluturele încerca printr-o gaură minusculă să iasă, să-și facă loc către viață. După vreme însă, fluturele a părut ca obosit. Părea că făcuse tot ce a stat în putință pentru a ieși, dar fără niciun folos. La un moment dat, făcându-i se milă de biata ființă, băiețelul nostru s-a decis să-i vină în ajutor. A luat o foarfecă, a prins coconul și partea ce mai rămăsese a tăiat-o. Astfel încât fluturele a reușit imediat să iasă, numai că imaginea era una dezolant, stupoare. În loc să-și facă apariția ceva inedit, ceva frumos, fluturele aveau un corp umflat, iar aripile, care trebuiau să fie frumos colorate, trebuiau să fie mari, erau mici și scorojite. Băiatul a continuat să aștepte momentul în care fluturele își va scutura aripile pentru a-și lua zborul. Numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată. De ce? Pentru că în bunătatea lui și mila pe care a manifestat-o față de această ființă minusculă, băiețelul a uitat că fluturele, pentru a putea zbura după ce a părăsit coconul, are nevoie ca să treacă prin acel chin și zbucium, astfel încât fluidul din corpul lui să fie forțat să ajungă până la aripi, astfel încât ele să crească mari și să poată să-i asigure ulterior zborul. Fluturele n-a mai zburat niciodată și și-a petrecut puținele zile pe care le-a avut târându-se pe pământ cu niște aripi scorojite, cu o imagine dezolantă. Au fost două luni, dragii mei, grele. Două luni de izolare, de distanțare socială, uneori zile de chin, alteori zile de incertitudine, zile de frică. În după-amiaza aceasta am vrut, alături de tinerii bisericii, doar câțiva dintre ei, să vorbim despre speranța noastră în Domnul Iisus Hristos. Ne-am închinat cumva altfel. Copiii au avut un moment special pentru ei și chiar au pus umărul la închinare, pentru închinare în după-amiaza aceasta. Ne-am bucurat de multă muzică, de calitate, de poezie, de experiență personală și am văzut modul minunat în care Dumnezeu își manifestă puterea și slava în viața copiilor săi. Am vrut să vă spunem în după-amiaza aceasta, din partea lui Dumnezeu, că nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu știu ce va aduce următoarea săptămână. Dacă ne vom revedea sau nu la biserică, asta rămâne stabilit de modul în care va gestiona situația guvernul nostru. Însă mi-aș dori mult ca în perioada până ne vom revedea, într-o formă sau alta, să vorbim despre Domnul nostru, să cântăm despre Iisus Hristos și oricât de grele au fost ultimele două luni, să nu uitați că vom ieși mai puternici și mai aproape de cer din experiența aceasta. Dacă nu vă vom contacta săptămâna aceasta telefonic sau pe grupurile de WhatsApp pentru a vă prezenta programul în care ne vom închina la biserică în următoarea perioadă, ne vom revedea tot aici, vineri seara viitoare, la aceeași oră, 20. Până atunci m-aș bucura din suflet să nu plecăm la ale noastre, să nu cumva să încheiem sabatul în clipele imediat următoare, fără a ne încredința în mâna lui Dumnezeu. Așadar, la finalul acestui program, v-aș invita să ne plecăm capetele și să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Părintele nostru ceresc, îți mulțumim frumos pentru modul minunat, pentru modul inedit în care ai călăuzit viețile noastre până aici, pentru sănătate, pentru viață, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru biserica din casa noastră, pentru fiecare experiență minunată pe care Tu ai făcut-o în viața noastră în lunile acestea. Noi îți mulțumim frumos. Pentru acești tineri care
au compus, au recitat poezii, care și-au împărtășit experiența de viață, care au cântat, să fie slava ta peste ei, prezența ta dumnezeiască să-i umbrească. Și prin modul în care ei au cântat și au spus ceva despre tine, sufletele noastre, în vremea aceasta tulbure, să fie reînviorate. Vom merge la treburile noastre zilnice în săptămâna aceasta și vrem să mergi cu noi, să ne oferi sănătate fizică, intelectuală, emoțională și în mod deosebit spirituală. Umbrește-ne cu prezența Duhului Sfânt și fă, Doamne, ca harul Tău să fie peste noi toți. Până ne vom revedea și ne-am dorit cât mai mult, Doamne, să fie cât mai repede acel moment în care vom redeschide ușa bisericii pentru a ne reînchina și fizic în biserică. Noi ne încredințăm Ție și îți mulțumim și cerem ca voia Ta să se facă în viețile noastre. Prin Domnul Hristos ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.